salutare, prieteni! Astăzi ne aflăm în piața centrală și vă prezentăm o problemă cu care se confruntă cei care locuiesc în această zonă, precum și cei care vin să-și facă cumpărăturile sau desfășoară activități de comerț în această piață. Din păcate, vorbim despre lipsa unei toalete publice cu acces ușor și gratuit. Suntem în inima Bacăului, locul unde băcăoanii sunt câteodată puși în situația de a-și face nevoile în acest loc, cum puteți observa. Fapt ce creează un disconfort total la adresa celor care locuiesc în această zonă sau, haideți veniți mai aproape, sau celor care desfășoară activități de comerț. După cum puteți observa, materiile fecale sau urina se găsește pe tot parcursul acestui zid, până jos, lângă și aici. Iar mirosul este insuportabil, ceea ce poate genera și probleme la adresa sănătății celor de aici. Pe parcursul săptămânii trecute am realizat un reportaj pe care vă invităm să-l urmăriți, un reportaj care sperăm să convingă Primăria Bacău să reamenajeze aceste WC-uri publice în piața centrală, pentru că este cu adevărat nevoie de ele. Am hotărât să investigăm puțin acest subiect și să mergem un pic în istorie. Astfel am descoperit că în anul 2003, Consiliul Local Bacău, prin autoritatea executivă de la acea vreme, primarul Dumitru Sechelariu, vinde către o asociație familială două spații, bineînțeles toaletele publice din incinta pieței centrale, în suprafață de 123,02 metri pătrați, respectiv 55,8 metri pătrați, în baza hotărârii de Consiliul Local 286 din 29.11.2002, a hotărârii 273 din 26.08.2003 și a contractului de vânzare-cumpărare numărul 342400 din 04.09.2003. Astfel, cele două toalete publice din incinta pieței centrale trec în domeniul privat. De asemenea, merită menționat faptul că aceste toalete percep o taxă de 1 leu pentru intrare. Taxă care în momentul de față nu se justifică datorită condițiilor oferite de proprietari. Astfel, sperăm ca acești proprietari să ia măsuri și să modernizeze toaletele din incinta pieței centrale. Era înainte și picos toaletă și a disfuncționat-o. Așa, dar știți că există două toalete în interiorul pieței, una la subsol și sunt cuplate. E cuplată. Și asta ar fi problema, că nu... Da, că parcă mi-era una aici în curs. Da, măi, și le-au disfuncționat. Era albatră aici picoț, mi-era una și chiar așa, aici picoț la gard, la fielul disfuncționat-o și pe aia. Cine își face nevoile aici? Care apucă și? Din piață sau din, de la cramă de aici? Din pe stradă, de pe oriunde. De pe oriunde, ha. De pe oriunde. Unii intră... Deci, practic, singura problemă ar fi că se achită acel un leu de, pentru taxă, nu? Asta. Aha. Nu sunt dură ca să duc să-ți fac nevoia mare sau, mă rog, să-ți fac nevoia mică, după mașina asta, după aceea. Am dar înțeles. Eu nu știu de câte ori am mai tras atenția și de câte ori cobor și duc gunoiul. Este un miros insuportabil, știu, vedeți cum, știu. Cum e aici. Și nu sunteți numai dumneavoastră care spuneți treaba asta. Uh-huh. Și locatarii de pe aici, tot la fel. Am înțeles. Noi care trecem vorba aia, trecem mereu pe aici. Vezi tot timpul bărbații că se duc și acum e foarte urât. Și cald. Mai ales acum vine căldura, vreau să zic că sunt niște mirosuri insuportabile. Am înțeles. E foarte urât, era bine de lăsat toaleta, chiar dacă și cu toaleta se mirosea, dar măcar erai... Te duceai și duceai nevoia. Așa omul adică se ducă să dea în fiecare zi un leu, spre exemplu oamenii la tărabă, nu? Băi, ce fac, dau 5-6 lei, poate omul are nevoie, nu? Să economisească banii, să ducă unde apucă. Nu mi se pare normal. Credeți că această problemă ar fi rezolvată dacă ar amplasa primăria o altă toaletă publică cu acces gratuit? Da, mi se pare normal. Pentru că stai și te gândești, plătesc oamenii să facă curățenie, nu? Și oamenii se duc acolo și tot miroase, tot... Uh-huh. Se vede urât și mai ales cum vede căldura, o să fie îngrozitor aici. Am înțeles. Știți că există două grupuri sanitare sunt, în piață. Sunt cuplate. Și am spus oamenii ca să economisească un bar, ce zic, măi, vin la piață să fac un bar. Nu pot să, de leu ăla mă duc și la o pâine și mânca ca să la copil cu ea. Mă duc și eu după o mașină, mă duc și eu și nu li se pare normal. Adică gen nu mai vorbea așa cu piață cu oamenii și la
părerea asta sunt ei. Am înțeles. Nu mi se pare normal să dai un leu, să te duci, să nu poți să tragi apa, să nu poți să închizi ușa, să stai că vine peste tine, să n-ai cu ce să te speli pe mâini, să te ștergi, să dai un leu totuși, nu știu să adun, azi un leu, mâine un leu. Nu mi se pare normal, tot bine, hai, poate nu te speli, ai nevoie să te speli mâine, acolo te stropești toate sau poate chiar n-ai nici. Mai ales dumneavoastră ca femeie e un pic mai dificil. Seama, da. Da. Să mergi cu șervețele tale și cu umedii, să... mai nașpa că nu poți să închizi ușa, ți-e frică, efectiv, stai să mă uit să văd dacă intră cineva peste mine. Nu mai dai un leu pentru ce? Ca să fii tot condiții mizerii. Deci, practic, acest cost nu se justifică în condițiile actuale. Pentru ce? Bun, da, oferite. Dar pentru leul ăla, s-adun. O sumă destul de mare. Ce fac banii? Uh-huh. Măcar să facă ceva. Poți să tragi apa normal, poți să te speli pe mâini normal. Cum credeți că s-ar putea rezolva această problemă? Cu cap. Dați-mi un exemplu. Cum s-o... Da, jos, ăla se poate pune și înapoi, numai să vrea. Am înțeles. Deci credeți că o toaletă publică cu acces gratuit ar fi o soluție pentru această problemă? Am înțeles. Aha. Ce spate? Adică să duc acolo să facă nevoile pe lângă. Am mers săptămâna trecută pe cuvântul meu, dar nu, am mers și au zis că ce-am luat hârtie și când m-am întors. Deci m-am dus la toaletă. Mi-am făcut nevoie, m-am întors înapoi, m-am spălat pe mână, păi și mă șterg de pantaloni și mi-a zis așa respectiva, păspicii, dăci, păi îți dau un leu, tu cumperi două hârtii. Spuneați că ați făcut cerere la... Am făcut o doamnă de aici, am făcut o comercială. Toată piața o semnat. Aha. Și eu am semnat tot să aducă toaletă. Și nu s-a întâmplat nimic? Nu s-a întâmplat, asta e de o lună, două. Aha, am înțeles. Deci asta e declarația. Am înțeles. Aha. Credeți că dacă s-ar face un WC public acolo, s-ar rezolva această problemă? Da, nu, mai fost, sigur. Da? Mai fost, la țară nu are să ducă, că nu știi. Stau toată lumea în piață, faci că plătești aici masă, mai plătești un leu sau adică 5 ori dacă te duci la WC, tot să dai 5 ori. Exact. Primarul ăsta m-a descurajat. Îngrijit, nu știu. Exact. Credeți că WC-urile ecologice ar fi o soluție? Măcar așa, adică. Măcar ecologic. Nu așa, cum au fost înainte, măcar tot mai ecologic. Ok. Pentru că toată lumea își permite să dea un leu și mai ales vine omul la piață, vine la țară. Până acum 2 ani de zile funcționau 3 toalete ecologice, amplasate chiar lângă vivariu. Toalete care au fost scoase de către funcționarii primăriei în urma unei solicitări din partea Consiliului Județean, care justifică acest demers prin faptul că vivariul ar fi în proces de modernizare, ceea ce impune înlăturarea oricărui obiect de pe terenul care se află în jurisdicția acestui obiectiv. Acesta este primul WC-ul cu taxă. O să încerc să vă explic exact cum se ajunge acolo. Deci, uitați, aici aveți plăcuța. Aici e plăcuța. Iar accesul la WC-ul se face pe aici. Așa ajungem la al doilea WC-ul public, de fapt, privat, cu taxă de 1 leu, da? E frustul WC-ul, da? Pe aici este intrarea, se coboară. L-am contactat pe directorul piețelor din Bacău, domnul Vasilică Busuioc, care mi-a comunicat faptul că prin adresa numărul 74829 din 2015, înaintată către Consiliul Județean, a solicitat spre aprobare construcția unei toalete din cărămidă pe acea locație, deoarece există canalizare și apă, ce ar fi fost potrivit pentru asemenea construcție. Bineînțeles, primind un răspuns negativ din partea Consiliului Județean, pe aceeași motivație că vivariul ar fi în proces de renovare. Lansăm un apel către Primăria Bacău să rezolve de îndată această problemă, întrucât reprezintă un atentat la sănătatea băcăuanilor care vin în această piață. Ținem aproape și ne vedem pe Spirit Civic.